Ședința Consiliului Local din luna august. Ședința se ține atât în format fizic cât și în format online. Îl rog pe domnul președinte să preia conducerea ședinței. Mulțumesc. Bun venit la ședința din data de 31.08.2022. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 554 din data de 25.08.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de astăzi, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 14.30 ședința pe comisii și cu ora 15 ședința în plen, în sala de ședințe a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordinii de zi următoarele puncte. Supunem aprobării proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de astăzi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? Unanimitate. Nu. În unanimitate, proiectul ordinii de zi și a ședinței ordinare a fost aprobat. La punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.07.2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, procesul verbal din 29.07.2022 a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5.08.2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Deci, în unanimitate, procesul verbal din 5.08.2022 a fost aprobat. La punctul numărul 4, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.08.2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. La punctul numărul 5, avem proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Dărmănești, a imobilului teren Complexul Sportiv, UZUL, în suprafață de 33.149 metri pătrați, număr cadastral 335/5, situat în strada stadionului numărul 7A al orașului Dărmănești, județul Bacău, bun declarat de uz și interes public local, proiect ce a fost discutat în cadrul ședințelor pe comisii, privind aviz favorabil din partea celor trei comisii, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Domnul primar, câteva lucruri am să spun despre acest proiect de hotărâre. Da, am propus trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraș Dărmănești a imobilului teren și construcții Complexul Sportiv UZU, teren pe care noi l-am dobândit prin cumpărare cu ceva ani în urmă. Trecerea din domeniul privat în domeniul public este condiționată de finanțarea pe care dorim să o obținem de la Compania Națională de Investiții, finanțare care se constituie într-un obiectiv de investiții care va duce la modernizarea și, dezvoltarea acestui complex sportiv UZU. Mai exact, baza sportivă pe care noi am, așa cum spuneam, am achiziționat-o în zona străzii stadionului. Condiția de eligibilitate este ca acest imobil să fie trecut în domeniul public și nu în domeniul privat, așa cum noi îl avem la acest moment. Solicitarea noastră a fost aprobată de către ministrul de resort și suntem în lista sinteză cu modernizarea acestei baze sportive, modernizare care va duce în cele din urmă la una dintre cele mai frumoase baze sportive de pe Valea Trotușului. Spuneam că am făcut câțiva pași, acest proiect de hotărâre vine cumva să completeze documentația pe care noi am depus-o și sigur că vom, etapa următoare, vom elabora acel DALI care va sta la baza
stabilirii valorii de investiții, a indicatorilor tehnico-economici și așa mai departe. Pe comisii, am avut toate cele trei comisii, au avizat favorabil. Dacă aveți în ceva întrebări, nelămuriri. Dacă nu, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot trecerea din domeniul privat în domeniul public al complexului sportiv Uzun. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești, Dețul Bacău, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Toate cele trei comisii au dat aviz favorabil în cadrul discuțiilor pe ședințe, pe comisii, pardon. Da, câteva completări, domnul președinte, am să fac și aici. Este vorba de o actualizare a organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Câteva lucruri am să spun. Am avut o adresă de la ANFP, prin care ne solicită să facem aceste corecții și beneficiem de faptul că facem aceste corecții care erau de ordin minor, în sensul că denumirea funcției publice de conducere de secretar general al orașului în vechea organigramă nu era așa cum solicită legea. Am făcut și reactualizarea statului de funcții în sensul de a trece fie funcțiile care sunt și pozițiile care sunt vacante astăzi, fie cele care sunt ocupate. Ce este foarte interesant, la acest moment lucrăm cu un efectiv de 73 de funcții ocupate din 120. 47 de funcții sunt vacante și acest lucru poate că ne conferă pe de o parte șansa de a mai face și investiții în comunitate și de a ne asigura cofinanțările necesare pentru proiectele europene. Pe de altă parte, sigur că avem poate mai mult de treabă, mai încărcate sunt anumite posturi, fiind în, eu știu, sub numericul alocat. Dar interesul nostru este să dezvoltăm comunitatea. Principiul de la care am plecat a fost acela al unei administrații publice foarte eficiente și în același timp o administrație publică nu stufoasă, nu care să îngreuneze actul administrativ, ci mergem pe ideea de externalizarea tuturor serviciilor care nu țin strict de administrația publică locală. Deci funcționăm cu 60%, cred, din numericul aprobat, funcționăm, zic eu, suficient de bine și suntem interesați în continuare de a dezvolta comunitatea, de a aloca acele resurse pe care le colectăm din taxe și impozite, în special în segmentul de investiții, în acel capitol sau la acel capitol la care avem cele mai mari solicitări. Dezvoltăm comunitatea, investim mai mult în comunitate în detrimentul cheltuielilor de funcționare. Dacă aveți întrebări, dacă sunt ceva nelămuriri, dacă nu, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem aprobării actualizarea organigramei și a statului de funcții. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 7, proiectul de hotărâre privind trecerea parțială din domeniul public al UAT, oraș Dărmănești, în domeniul privat a unor imobile aferente corpului clădire C5, zona P, compusă din magazie 1 în suprafață de 10,94 metri pătrați, magazie 2, 10,94 metri pătrați, magazie 3, aceeași suprafață, și magazie 4, plus camera centrală termică în suprafață de 13,93 metri pătrați, situată în strada Dumbravei numărul 7, Dărmănești-Bacău, de asemenea în proiectul în cadrul
ședinței pe comisie a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii, inițiator al proiectului domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Este vorba de o parte din magazinele care sunt adiacente cu cabinetul medical al doamnei doctor Lascăr din strada Dumbravei. Sunt niște construcții depășite din punct de vedere al termenului de utilizare, profund, eu știu, degradate și la care noi am făcut un raport de expertiză, am făcut o expertiză tehnică, iar expertul, specialistul, ne-a recomandat demolarea acestor construcții pentru că nu mai pot fi reabilitate și nici nu corespund standardelor actuale. Deci acele magazii sau ce destinații au avut erau foarte joase și nu găseam utilitate pentru ele. Sigur că pentru a putea demola aceste clădiri este necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat, condiție obligatorie pentru a putea demola clădirile. Noi avem și un proiect pentru demolare, nu facem altceva decât să modernizăm acea zonă și cei care ați fost în spațiul fostului spital de la Dărmănești, ați văzut că fiecare clădire a intrat într-un proces de reabilitare și modernizare, iar acolo unde nu este posibil așa ceva, demolăm. Acest proiect, repet, nu face altceva decât să demoleze vreo 3-4 magazii care la momentul ăsta nu sunt utilizate. Cred că în ultimii 15 ani n-au fost utilizate. În locul acestor magazii urmând să amenajăm spații pentru recreere, parcări și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, dacă nu mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem aprobării proiectul privind trecerea în domeniul public. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 8 avem diverse. Dacă sunt... Deci, la diverse aș vrea să fac eu câteva precizări. Și aș începe cu proiectele de investiții pe care noi le avem. Am lansat recent execuția am dat ordinul de începere pentru modernizarea a 7 străzi din orașul Dărmănești, asfaltarea lor și așa mai departe, proiect pe care sau la care asigurăm finanțarea din bugetul local. Este vorba de Stejarului, Chimiei, Nemira, Arțarilor, Prieteniei, Agoniei și așa mai departe. Pe aceste străzi, încă fac un apel către cetățeni, să faceți racorduri la canalizare sau la apă, cei care nu aveți deja făcut acest lucru, pentru că odată ce vom turna asfaltul și cred că în maxim o lună de zile aceste străzi vor fi asfaltate, cheltuielile pentru racorduri la canalizare și apă vor fi mult, mult mai costisitoare. Deci, ca mesaj, cei care știți că sunteți pe străzile la care am făcut, locuiți pe străzile la care am făcut trimitere și încă nu aveți racord la apă sau la canalizare sau gaze, vă rog în regim de maximă urgență să demarați aceste lucrări pentru că, repet, în maxim o lună vom avea asfalt. Al doilea lucru pe care vreau să-l transmit, am încheiat lucrările de extindere a țelei de gaze în cartierul Joseni, Triaj. Avem și aici proiect de asfaltare și toți cei care doriți să faceți racord la gaze, aș vrea la fel în regim de maximă urgență să demarați aceste lucrări pentru că faceți cer de către autoritatea publică, noi le transmitem centralizat la Delgaz pentru că sunt proiecte depuse pentru modernizarea străzilor și va fi foarte greu. Același mesaj îl transmit cetățenilor din cartierul Plopu, unde și acolo am încheiat lucrările de extindere rețelei de gaze și proiectul pentru modernizarea străzilor în cartierul Plopu, rest de modernizat ce a rămas, este într-o fază avansată la Compania Națională de Investiții
Și e posibil ca până spre sfârșitul anului 2022 să fim condiționați de trecerea proiectului de asfaltare a străzilor într-o etapă superioară sau într-o etapă următoare de această racordare la gaze. Sigur că este valabil ce am spus mai devreme și acolo unde este cazul de canalizare sau extinderea de apă, să avem aceste racorduri făcute, pentru că odată ce vom turna asfaltul, lucrurile se complică foarte mult. Vreau să mai transmit un mesaj cetățenilor din cartierul Brătulești, indiferent de străzile pe care locuiesc. Și la Brătulești vom începe în regim de urgență, cred că de săptămâna viitoare, extinderea rețelei de gaze acolo unde încă nu avem gaze. Și suntem foarte avansați cu proiectul pentru modernizarea străzilor. Este un proiect de 16 milioane de lei, mă refer la cartierul Brătulești, de turnare, de modernizare a străzilor, turnăm asfalt și facem rigole. În regim de urgență este mult mai avansat acest proiect din cartierul Brătulești, este în fază finală de avizare la Compania Națională de Investiție și atunci, în regim de urgență, vă rog, cei care încă nu ați făcut racordurile la apă, canal sau gaze, să faceți aceste lucruri pentru a veni pe de o parte în sprijinul nostru. Este condiție de eligibilitate ca să putem turna asfalt, să avem celelalte utilități făcute și sigur să aveți niște costuri mult mai mici. Mă opresc aici. Dacă sunt ceva întrebări la diverse sau probleme, vă rog. Ce ne puteți spune despre investiția de la clubul Rafinerie? Da. Domnul consilier Debrețin m-a întrebat despre stadiul proiectului de reabilitare și modernizare a casei de cultură. Am scos acest proiect de execuție la licitație. Avem înscris un ofertant. Suntem în procedura de atribuire a contractului. S-a trecut de faza de verificare a evaluării tehnice. Suntem acum la financiar. Estimăm ca în 2 săptămâni, cred eu, maxim să încheiem această procedură de achiziție publică și să semnăm contractul de execuție. Deci, cred că suntem pe drumul cel bun. Ofertantul a dat termen 9 luni de finalizare a lucrărilor. Sperăm să nu se întâmple lucruri neprevăzute și, sigur, acest proiect să putem duce la bun sfârșit. Și extinderea de gaze prin centru, pentru ce mai rămas? Intră în extinderea de gaze pentru străduțele mici din zonă, intră în pachetul numărul 3 cu Brătuleștiu, dar am cerut constructorului, în primul rând, să rezolve Brătuleștiu, că avem proiectul și după aia să Badului, centru și ce mai avem. Mulțumesc, care a fost. Da. Mai sunt întrebări? Mulțumesc, domnul președinte. Declarăm ședința închisă și vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim.